Bună dimineața, dragi copii! Bun venit la ora de matematică de la Teleșcoală. Numele meu este Carmen Afganții, sunt profesor de matematică la Școala Gimnazială Titu Maiorescu din București și astăzi vom continua cu geometrie recapitulare. Vom face împreună subiectele de geometrie plană din cadrul modelului de evaluare națională propus de către Ministerul Educației și Cercetării. Așa cum știți, acest model este compus din trei părți, fiecare dintre ele având câte 6 subiecte. Problemele de geometrie sunt la subiectul al doilea și la subiectul al treilea. La subiectul al doilea sunt 6 probleme de geometrie de tip grilă, fiecare dintre ele având câte 4 variante de răspuns, una singură fiind corectă. La subiectul al treilea se cer rezolvările complete. Și acum să vedem prima problemă de la partea a doua. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Înainte de a încercui litera corespunzătoare, voi trebuie să citiți cu maximă atenție enunțul problemei, să rezolvați cerința și abia apoi, după ce v-ați asigurat că răspunsul este cel corect, să încercuiți pe foaia voastră de lucrare litera corespunzătoare. În figura alăturată sunt reprezentate punctele A, B, C, D, M și P. Simetricul punctului M față de punctul P este punctul. Variantele de răspuns sunt A, punctul A, la B, punctul B, la C, punctul C și varianta D, punctul D. Punctul pe care trebuie să-l identificăm trebuie să îndeplinească două proprietăți. Trebuie să fie coliniar cu punctele M și P și P trebuie să fie mijlocul acelui segment, întrucât în enunț ni s-a spus că este simetricul față de punctul P. Asta înseamnă că punctul pe care noi îl identificăm este punctul B, întrucât punctele M, P și B sunt puncte coliniare și MP este congruent cu PB. Observând amplasarea punctelor în rețeaua de pătrate, observăm că patrulaterul A, B, C, M este un dreptunghi și M, P și AC sunt diagonale ale acestuia, iar punctul P este mijlocul diagonalei MB, deci este mijlocul segmentului MB. Putem privi și un pic altfel. Ne încadrăm în triunghiul ABM. Socotind în rețeaua de pătrate, observăm că lungimea segmentului AB este de 2 ori mai mare decât a lui PD. PD și BA sunt paralele și atunci înseamnă că PD este linie mijlocie în triunghiul AMB. Deci, P este mijlocul segmentului MB, punctele M, P și B sunt puncte coliniare și atunci simetricul punctului M față de P este punctul B. Varianta de răspuns corectă este B și acum putem să încercuim. Mai departe, problema a doua. În figura alăturată, dreptele A și B sunt paralele. Valoarea lui X este egală cu la punctul A 40 de grade, la B 20 de grade, la C 60 de grade, iar varianta D 120 de grade. Pentru a putea determina valoarea lui X, am construit prin punctul M o dreaptă paralelă, C, paralelă cu A și paralelă cu B. Pentru a vă fi mai lesne de urmărit, am notat punctele de intersecție. A paralelă cu C și cum AM este secantă, observăm că avem o pereche de unghiuri alterne interne BAM și AME, întrucât sunt de o parte și de alta a secantei, între cele două drepte paralele, deci ele au aceeași măsură. Măsura unghiului AME este egală cu 40 de grade. De asemenea, C paralelă cu B, CM secantă și unghiul EMC este și el la rândul lui congruent cu MCD. Tot alterne interne, deci măsura unghiului EMC este de 20 de grade. Și acum putem determina măsura unghiului
AMC, care este egală cu unghiul AME plus EMC plus unghiul EMC, 20 de grade plus 40 de grade, care este egal cu 60 de grade. Deci răspunsul corect este C. Problema 3. Figura alăturată reprezintă schița unui traseu turistic. Punctele A, B și C marchează poziția a trei cabane. Triunghiul ABC este dreptunghic, cu măsura unghiului A de 90 de grade. Voi marca acest lucru pe figură. Mai departe, zona este străbătută de o șosea care este reprezentată de dreapta AM, unde punctul M este mijlocul laturii BC. Dacă măsura unghiului ABC este egală cu 60 de grade și AC egal 4 km, atunci distanța de la cabana C la șoseaua AM este D. Și avem variantele de răspuns la punctul A 1 km, la B 2 km, la C 4 km, iar varianta D 8 km. Continuăm să ne marcăm pe desen, pentru că este foarte important să vedem reprezentările. Unghiul B 60 de grade, ni s-a spus AC 4 km. Ni s-a mai spus în ipoteză un lucru foarte important, și anume că M este mijlocul segmentului. Înseamnă că segmentul BM este congruent cu segmentul MC. Noi trebuie să determinăm distanța de la punctul C la AM. Prin distanța de la un punct la o dreaptă, înțelegem lungimea perpendicularei coborâte din punct pe dreaptă. În cazul meu, perpendiculara din C pe dreapta AM este CD. Deci noi trebuie să calculăm lungimea segmentului CD. Voi marca și aici, 4 era lungimea lui AC. Și ne putem încadra acum în triunghiul dreptunghic BAC. Am spus că M este mijlocul segmentului, înseamnă că AM este mediană în acest triunghi dreptunghic, întrucât unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Mediana corespunzătoare ipotenuzei este egală cu jumătate din lungimea acesteia. AM este egal cu BC pe 2, este egal cu BM, este egal cu MC. Ne putem încadra acum în triunghiul ABM, care este un triunghi isoscel, AM congruent cu BM, am spus aici. Unghiul B are 60 de grade și atunci triunghiul isoscel cu un unghi de 60 de grade este un triunghi echilateral. Înseamnă că măsura tuturor unghiurilor este de 60 de grade. Și acum putem determina măsura unghiului CAM, care este egală cu CAB minus MAB. 90 de grade minus 60 de grade este egal cu 30 de grade. Și acum putem să ne încadrăm în triunghiul dreptunghic CAD, care este un triunghi dreptunghic în D cu măsura unghiului A de 30 de grade, și aplicând teorema unghiului de 30 de grade, care spune că cateta opusă unui unghi cu măsura de 30 de grade este egală cu jumătate din lungimea ipotenuzei, adică CD-ul este egal cu jumătate din AC, care e egal cu 4 pe 2, egal cu 2 km. Răspunsul corect este B. Mai departe, problema 4. În figura alăturată este reprezentată schița unei camere în formă de pătrat cu latura AB egal 9 metri. Pătratul CEFG cu latura de 1 metru reprezintă un șemineu. Proprietarul acoperă suprafața reprezentată de patrulaterul AFED cu podea din lemn masiv. Aria suprafeței acoperită cu lemn masiv, reprezentată de patrulaterul AFED, este egală cu, și aveți variantele de răspuns. În text ni s-a spus că avem pătratul ABCD, asta înseamnă că toate laturile lui sunt egale cu 9 și toate unghiurile drepte. De asemenea, ni s-a spus că ECFG este și el tot un pătrat. Toate unghiurile lui drepte, toate laturile egale cu 1 metru. Înseamnă că
DA este perpendiculară pe CD, AD este perpendiculară pe CD și atunci, ambele fiind perpendiculare pe aceeași dreaptă, ele sunt paralele, EF paralelă cu AD. Și patrulaterul pe care l-am obținut, ADF, este un trapez. EF și AD fiind paralele, ele sunt baze ale acestui trapez, EF baza mică, AD baza mare. DE este înălțimea trapezului, întrucât reprezintă distanța dintre cele două baze. Pentru a calcula aria suprafeței acoperită cu lemn masiv, trebuie să calculăm aria trapezului, a cărei formulă este bază mică plus bază mare ori înălțime, totul pe 2. Și am înlocuit EF, care este baza mică, plus AD, baza mare, înmulțit cu ED, înălțimea, totul pe 2, înlocuim cu numere, 1 plus 9, totul înmulțit cu 8 pe 2, este egal cu, putem să și simplificăm, 2 cu 8, rămâne 4, 10 ori 4, 40 de metri pătrați, răspunsul corect, varianta C. Mai departe, problema 5. Cercurile din figura alăturată se intersectează în punctele E și F. Punctul O este centrul cercului mic, iar punctul M este centrul cercului mare. Dacă punctul M este mijlocul segmentului OA, atunci unghiul OEA are măsura D. Trebuie să alegem varianta corectă. Întrucât punctele E, O și A aparțin cercului mare, înseamnă că unghiul OEA, a cărei măsură trebuie să o determinăm, este un unghi înscris în cerc și măsura lui este egală cu jumătate din măsura arcului cuprins între laturile sale. Arcul cuprins între laturile unghiului OEA este arcul OFA, deci va trebui să stabilim măsura acestuia. În ipoteză ni s-a spus M este centrul cercului mare. OM și MA sunt raze ale acestuia, punctele OMA coliniare, înseamnă că OA este diametrul cercului și atunci înseamnă că măsura arcului OFA este de 180 de grade și putem determina măsura unghiului OEA, care este egală cu arcul OFA pe 2, egal 90 de grade. Răspunsul corect, varianta C. Încercuim și continuăm. Am ajuns la subiectul al treilea, unde voi trebuie să redactați rezolvările complete pe foaia voastră de lucrare. Prima problemă, în figura alăturată este reprezentat trapezul ABCD cu AB paralelă cu CD, AB egal 4 cm, BC egal 8 cm, CD egal 10 cm. Paralela prin punctul A la dreapta BC intersectează latura CD în punctul T și diagonala BD în punctul M. La prima cerință trebuie să arătăm că lungimea segmentului AT este de 8 cm, iar la punctul B trebuie să determinăm lungimea segmentului AM. Din ipoteză știm că AB este paralelă cu CD, înseamnă că AB este paralelă cu TC. Tot din ipoteză, BC paralelă cu AT înseamnă că patrulaterul pe care voi îl vedeți reprezentat cu albastru, ABCT, este un paralelogram și laturile lui opuse sunt și congruente, adică AT este egală cu BC, care este egal cu 8 cm. Punctul B, trebuie să determinăm lungimea segmentului AM. Pentru aceasta știam că ABCT este paralelogram, AB era de 4 cm, înseamnă că și CT-ul este tot de 4, din ipoteză CD este de 10 cm, înseamnă că TD este egal cu DC minus TC, adică este egal cu 6. Și acum, pentru că AB este paralelă cu TD, înseamnă că triunghiul ABM este asemenea cu triunghiul ADM. Fiind triunghiuri asemenea, ele au unghiuri congruente și laturi respectiv proporționale, așadar să scriem rapoartele.
AB supra DT este egal cu AM supra MT. Am notat AM cu X, lungimea segmentului AM, și am înlocuit. 4 pe 6 este egal cu X supra 8 minus X. Putem să simplificăm prin 2. La numărător rămâne 2, la numitor 3. Și aplicăm proprietatea fundamentală a proporției, care spune produsul mezilor este egal cu produsul extremilor, adică 2 pe lângă 8 minus X este egal cu 3X. Distribuim 2 ori 8, 16, minus 2X este egal cu 3X. Și aflăm termenul necunoscut, îl adunăm pe 2X în ambii membri a egalității și obținem 16 este egal cu 5X. Deci lungimea segmentului AM este egală cu 16 supra 5, decimal, este egal cu 3,2 cm. În figura alăturată este reprezentat triunghiul ABC, dreptunghic în A. Perpendiculara în punctul B pe dreapta BC intersectează dreapta AC în punctul E. Lungimea laturii AC este de 9 cm, iar lungimea segmentului AE este de 4 cm. Cerința A arată că AB egal 6 cm, B demonstrează că triunghiul BCE are perimetrul mai mic decât 32 de cm. Ni s-a spus în ipoteză perpendiculara în B pe dreapta BC. Asta înseamnă că măsura unghiului EBC este de 90 de grade, adică triunghiul EBC este un triunghi dreptunghic. BA este înălțime în acest triunghi dreptunghic și pentru a o determina putem să aplicăm teorema înălțimii, care spune pătratul înălțimii este egal cu produsul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. Proiecția catetei BE pe ipotenuza EC este EA, întrucât proiecția punctului B pe EC este punctul A, piciorul perpendicularei coborâte din punct pe dreaptă, proiecția lui E este el însuși, întrucât punctul aparține lui EC. De asemenea, proiecția pe EC a lui BC, a catetei BC, este AC. Și atunci, înlocuind în teorema catetei, BA pătrat este egal cu AE ori AC. Înlocuim BA pătrat egal 9 înmulțit cu 4, este egal cu 36. Deci BA egal radical din 36, care este egal cu 6 cm. Și ultimul subpunct. Trebuie să calculăm perimetrul triunghiului BCE pentru a-l putea compara cu 32. Perimetrul oricărei figuri înseamnă suma lungimilor laturilor și atunci perimetrul triunghiului BCE este egal cu BC plus CE plus BE. EC este foarte simplu de calculat, el este suma dintre EA plus AC, 4 plus 9 este egal cu 13. Pentru a calcula BC, ne putem încadra în triunghiul dreptunghic BAC cu ipotenuza BC și putem aplica teorema lui Pitagora. BC pătrat este egal cu BA la pătrat plus AC la pătrat. Este egal cu 6 la pătrat plus 9 la pătrat, 36 plus 81 este egal cu 117, înseamnă că BC este egal cu radical din 117, care este egal cu 3 radical din 13. Desigur, pentru a calcula BE, ne putem încadra în triunghiul ABE, aplicând din nou teorema lui Pitagora, dar am optat pentru calculul lui BE ca să-l aflu cu teorema catetei. BE pătrat, pătratul catetei, este egal cu produsul dintre proiecția acelei catete pe ipotenuză și ipotenuza, adică BE pătrat egal cu EA ori EC. BE egal cu radical din 4 înmulțit cu 13, scoțând factorii de sub radical, radical din 4, 2, 2 radical din 13. Și acum putem afla perimetrul. Perimetrul triunghiului BCE este egal cu 13 plus 5 radical din 13. Dar 5 radical din 13, dacă îl introducem pe 5 sub radical, este egal cu radical din 5 la a doua înmulțit cu 13, care este egal cu radical din 325 și, desigur, este mai mic decât radical din 361, care este pătratul numărului 19.
Asta înseamnă că 13 plus 5 radical din 13 este mai mic decât 13 plus 19, adică perimetrul triunghiului BCE este mai mic decât 32 de centimetri. Vă propun și o temă pe care o veți regăsi pe pagina de Facebook a Televiziunii Române la emisiunea Teleșcoală. Aici se încheie ora noastră de matematică. La revedere! Învățătura îl face pe om întreg, discuțiile pregătit, iar scrierea exact. Francis Bacon. Atât pentru această dimineață. Dacă vreți să revedeți lecțiile, să știți că acestea sunt disponibile pe site-ul tvr.ro sau pe canalul de YouTube al Televiziunii Române. După amiază, de la ora 15, Teleșcoala continuă cu lecții pentru colegii voștri de liceu. Cu voi ne reîntâlnim mâine dimineață, de la ora 9 fix. Zi frumoasă și spor la studia!